dacă protocoalele anterioare erau, să zicem așa, bine, pe 84, de 74, deci se folosește de depresare, problema actuală e că e o distanță destul de mici. Și mă rog, ce înseamnă sute de kilometri. Dar totuși, dacă vrem să facem, să implementăm în internet, atunci am permești o distanță de 2 de kilometri. Și v-am zis în prima zi că China și SUA lucrează la problema asta. Și voi inclusiv să facă distribuție de chei folosind sateliți. Adică se trimită fotoni în spațiu la sateliți, ei se primească și se trimită mai departe, undeva pe Pământ. Și chiar se lucrează la lucruri de genul ăsta. Și s-au făcut câteva experimente în sensul ăsta, să văd dacă, primul rând, dacă fotonii respectiv își mențin starea de superpoziție, dacă se mențină starea respectivă care a fost preparată în ajutul la satelit și după aceea la satelit. Ok. Și acum, deci protocoalele acelea din prima parte sunt totuși practice. Adică acelea cu corelație sunt încă în domeniul teoretic, dar se fac progrese destul de mari. Acum o să vă zic de niște protocoale care sunt mult teoretice, în mare parte, și pentru care, mă rog, se crede că o să mai dureze, să zicem, 10-15 ani, până când o să se apropie de statul experimental, dacă am înțeles. Deci, criptografia cuantică nu este doar despre distribuția de chei. Inițial a fost, adică așa a luat naștere criptografia cuantică. Și era doar despre problema distribuției cheilor. Dar după aceea s-au descoperit protocoale și pentru a face alte sarcini criptografice. Și asta o să vedem. Și, spre exemplu, acele sarcini și distribuția de chei. Dar putem face și criptare de informație cuantică. Adică vreau să transmit niște qubiți și vreau să criptez qubiții respectivi pe care îi trimit cu prima. Sau autentificarea, asta o să vedem astăzi, semnături digitale, bit commitment, asta e foarte importantă și asta începe să ajungă în domeniul practic. Adică începe să ajungă în stadiu de implementare. Bit commitment, pe scurt, înseamnă următoarea idee. Zicem că noi mergem o cursă de cai, și eu vă zic, știți sigur care o să fie calul care va câștiga cursul. Dar vreau să vă zic vouă, pentru că voi o să vizați și voi pe calul ăla și nu vreau să fac bani cu voi. Dar vreau totuși să vă conving că eu știu cine e calul, fără să vă zic care este. Și atunci ce putem face e, eu scriu cine cred eu că o să te scriu cu o hârtie, pun într-un plic, închid plicul, vă dau plicul și vă zic, când s-a terminat cursa, deschideți plicul și o să vedeți dacă e sau nu adevărat. E, asta e bit commitment. Și bineînțeles că, în realitate, plicul și așa e, să zicem, ușor de făcut. Dar e greu de făcut pe internet. Vreau să trimit cuiva o informație criptată pe care să o poată decripta numai atunci când vreau eu. Și trebuie să am două proprietăți asta. Pe de o parte că nu pot să-mi schimb informația după ce am trimis-o. Adică nu pot să-i spun lui să decripteze în alt fel, astfel încât să obțin altceva decât la ce m-am primit inițial. Și a doua proprietate e că el nu poate să afle înainte să-i spun eu cum să decripteze, nu poate să decripteze informația respectivă. Și ce este interesant e că pe partea cuantică, sau mă rog, pe partea cuantică, dar e demonstrat că tipicamente nu se poate face necondiționat sigur, decât dacă mai face niște presupuneri adiționale. Și mecanica cuantică ne ajută în sensul ăsta să atinge proprietatea aia, dar trebuie să mai facem câteva presupuneri. Alt lucru despre asta o să vorbesc multe despre Secure Computation, adică să facem calcule și să verificăm corectitudinea lor. Și scheme de tranzacții de bani bazate pe criptografie bani. Și despre asta o să vă zic întâi, pentru că asta a fost prima schemă de criptografie care a apărut odată și o schemă foarte simplă. Deci ideea e că vrem să avem patroane care nu pot fi falsificate. Și cum am face asta? Deci, fiecare patron o să aibă anumit număr, o anumită serie unică care identifică acea patronă. Dar, în plus, pe patron o să punem niște chipiți în cele 400 posibile, 0, 1, plus, minus. Deci o să punem complet random, cum vedeți aici, să punem la întâmplare chipiți una din cele 400 posibile. Asta o să facă banca, deci banca care emite patronele, pentru fiecare patronă o să pună stările respective. Și deci banca știe ce stări a pus pe fiecare bancă. Banca are, să zicem, o bază de date, unde știe pentru fiecare bancă ce qubiți au fost depuși acolo. Și apoi, ca să
testăm care tehnicitatea și banii sunt tehnici. Și după aceea mergem să facem o plată undeva și vrem să testăm, adică când ajung acolo, persoana de la care cumpă vrea să testeze autenticitatea banilor. Nu trebuie decât să măsoare clienții respectiv și să ziceți și de unde știe cel de acolo cum să-i măsoare. Deci sunt două variante. Dacă avem încredere în persoana respectivă, cei de la magazine, să zicem, unde mergem să ne facem cumpărăturile, atunci eu o să aibă un dispozitiv care se conectează la baza de date a băncii, banca îi spune, uite cum i-am preparat, măsoarea e așa, măsurătoarea nu o să îi afecteze, pentru că dacă îi măsură exact în baza în care au fost preparați, o să rămână neschimbați, prin faptul că rămâne în regulă. Și în felul acesta, persoana respectivă știe dacă banca e autentică sau nu. O să ziceți că asta nu e rezonabil, pentru că putem avea încredere în fiecare magazin, că nu o să abuzeze de lucrul ăsta pentru a falsifica banii. O să trimit o cerere la bancă, spune cum ai preparat stările astea, că am vrea să fac și eu bancă cu stările respective și cu ăsta să fac o grămadă de bani. Și atunci am pus asta pe slide. A doua variantă, care nu avem încredere în ei, este că vânzătorul o să trimită o cerere la bancă, și banca o să-i spună doar de o parte din chiuriții ăștia în ce bază au fost preparate. O să aleagă aleator o parte din ei, să-i zică verifică-i pe ăștia, el o să verifice, o să determine autenticitatea și acum nu poate să falsifice cu aconta pentru că nu știe de restul cum au fost preparați. Dezavantajul cu asta este că după ce banca el o să știu cum au fost preparați toți de bancă, deja nu le putem falsifica, așa că banii ar trebui remiși destul de des. Și, cum ziceai tu, problema cu schema asta este că e mult mai scump de implementat decât valoarea banilor, exact. Ok. E, schema aceasta a fost propusă în 1970 de Steven Weisberg și n-a fost publicată până în 1983 pentru că nimeni nu vrea să accepte chestia asta pentru că îi se părea absurdă ideea asta și că n-ar fi folosită niciodată. Complet inutil. Adică v-am zis, ierte de coerență. Cum am putea să punem chiubiți pe bancnote care ține un buzunar și pe capul jos și așa, nu și-a menține chiubiții aia coerența pe bancnote respectiv. Și pare destul de implausibil. În schimb, de ce e important? Pentru că Bennett și Brassard, cei care au făcut B24, au fost inspirați din protocolul ăsta pentru a face schema de distribuție de chei de mai departe. Deci totuși e util să vorbim de protocoale care, chiar dacă nu le putem implementa astăzi, sunt interesante teoretic pentru că pot stârni idei pentru alte protocoale pe care le-am putea face și care ar putea fi implementate astăzi. Și, la rândul său, distribuția de chei a inspirat alte protocoale despre care o să discutăm astăzi, dar înainte de asta îți vă zic câteva chestii de matematică. În primul rând, ce este o funcție de hashing sau o funcție de dispersie? Principiul este o funcție care mapează niște date de dimensiune foarte de mare într-un domeniu de dimensiune fixată. Dar să nu confundăm lucrul acesta cu compresie. În compresie nu avem dimensiune fixată asupra datelor pe care le compresăm, ci pur și simplu vrem să fie cât mai mici, dar o să depindă de dimensiunea datelor inițiale. Aici, indiferent de cât de mari sunt datele inițiale, întotdeauna mapăm pe un domeniu de dimensiune fixă. Și ideal, am vrea ca mapare respectivă să acopere destul de bine codomeniul funcției de hash. De-aia, unii zice funcție de dispersie. Vrem să se disperseze cât mai bine pe domeniul respectiv. Adică, în principiu, să avem proprietatea aceasta că inputurile sunt mapate mai mult sau mai puțin uniform peste outputurile posibile din codomeniul. Astfel încât e destul de improbabil ca două inputuri să mapeze la același output. Sigur se va întâmpla asta, că atunci când mapăm într-un domeniu mai mare cu unul mai mic, în principiu cutiei sigur să fie mai multe inputuri care mapează la același output. Dar dacă dispersăm destul de bine, lucrul ăsta devine improbabil. Improbabil cu dimensiunea spațiului cu care mapăm. Și spre exemplu, o funcție de hashing poate să fie această x, mod, 7. Și mapează în domeniu de la 0 până la 6. Deci restul părțirii la 17, X poate să fie oricât de mare, orice număr așa. Sau X la 3 și la 31. În general, funcțiile de hash folosesc
Adică, dacă inputul poate să fie arbitrar, adică, sau, de fapt, dacă inputul este uniform distribuit, atunci funcția poate să fie o funcție extrem de simplă, poate să fie X-mod 2, X-mod 3, să nu contează. În schimb, inputul, în general, e dintr-un anumit domeniu, deci există o anumită structură asupra inputului. X-ul ăla nu vine de nicăieri, vine dintr-un set de date și datele alea sunt, au o anumită proprietate. Și pentru că nu vrem să ne schimbăm funcția de hash prea des, în general folosim anumite funcții de hash standard care au numele acestea prime, care în principiu, orice structură am avea asupra X și lor, tot satisfac proprietatea de dispersie. Ok, deci inputul, cum ziceam, poate fi considerat orice număr natural, iar outputul este un domeniu fix. Acum, alt concept este acela de funcții de hash universale. Uneori, o să avem nevoie de mai multe funcții de hash. Deci, pentru, să zicem, trecurile din algoritm, nu avem nevoie atât de des să schimbăm funcția de hash. Dar în criptografie o să vedem că avem nevoie de mai multe funcții de hash. Și, spre exemplu, pot să am o mulțime h care conține n funcții și fiecare funcție e o funcție de dispersie, o funcție de hash. Și, în principiu, o să zic că pentru oricare funcție de acolo, toate sunt definite peste același domeniu și cu valori în același codomeniu. Și toate sunt definite pe domeniul 1, care poate să fie oricât de mare, cu valori 0 până la n minus 1. Deci, codomeniul are m valori posibile. Și acum, se zice că un set de mulțimi de dispersie este universal dacă e satisfăcută următoarea proprietate. O să pară puțin înfricoșătoare la început, dar o să înțelegem. Dacă alegem aleator, funcțiune cu R, indice înseamnă că iau aleatorul indice din mulțimea tuturor funcțiilor. Deci dacă iau o funcție la întâmplare de acolo, atunci pentru orice inputuri posibile diferite X și Y, probabilitatea ca funcția să mapeze, ca cele două, ca funcția respectivă, să mapeze ambele inputuri la același output, e mică. Deci asta e ideea că funcția trebuie să aibă puține coliziuni, trebuie să fie foarte improbabil ca două inputuri să mapeze la același output dată o funcție din mulțimea aleasă la întâmplare. Ok? Aveți întrebări de asta, despre asta, pentru că e important să înțelegeți asta. Ok. Deci vrem să fie foarte improbabil să fie o coliziune dacă aleg o funcție la întâmplare cu mulțimea așa. Acum, mai există și o altă proprietate care se cheamă universalitate puternică, strong universality, pe care nu o să o discut pentru că e mai complicată, e mai elaborată, dar o să ne uităm doar la o consecință a ei pe care o să o folosim. Și consecința e următoarea, că dacă iau un input din domeniu și o funcție din mulțimea mea de funcții, o să definesc h' ca fiind toate celelalte funcții care urmărează inputul la același output. Deci dacă fi de x, îmi întoarce o valoare 7, să zicem, h prim, sunt toate celelalte funcții care urmărează același x la valoarea 7. Okay? Toate celelalte funcții care urmărează x la același output. E, universalitatea asta puternică ne zice că dacă acum mi-aleg un y diferit de x-ul ăsta, probabilitatea ca una din funcțiile astea să mă apeze și pe y-ul ăsta la aceeași valoare la care mă apa funcția anterioară, este foarte mică. Ok? Deci dacă mi-aleg o funcție dintre astea care mă apează x-ul la același lucru, toate astea mă apează x la același lucru, și apoi mi-aleg un alt șir y, probabilitatea ca una din funcțiile astea să mă apeze și y-ul la același lucru cu funcția anterioară este foarte mică. Ok? Asta e probabilitatea de se poftim? Altă dintre dacă există o coliziune, nu există nicio altă coliziune, în esență. Mă rog, să fie cu altă de mică să existe o altă coliziune. De fapt, să fie mică, dar două coliziune, să aibă mai mult de o coliziune. Da. Da, da. Dar ideea e că ce vrea să zic că proprietatea asta e că mulțimea, cât ne alegem mai multe inputuri care mapează pe același output, mulțimea H' devine din ce în ce mai mică. Adică dacă zic și în H' o să pun și F de jurile, pentru care F de J de Y egal cu F de Y de Y, H' devine mult mai mic. Și tot așa. Deci devine foarte, foarte mic. E foarte multe
inimă poate să am funcții asemănătoare, funcții de hashing asemănătoare, care mă apează în cam aceleași inputuri la cam aceleași outputuri. Ok. Hai să discutăm despre autentificare, problema de mai devreme. Alice și Bob vor să știe că îi discută unul cu celălalt. Deci ideea e următoarea. Alice vrea să-i trimită un mesaj lui Bob. Și Bob trebuie să poată verifica că acest mesaj a venit de la Alice și nu de la cineva. Și nu ne interesează în cazul acesta securitatea, în sensul că mesajul poate să fie public. Deci mai țineți minte că în cazul anterior a zis, canalul este public. Deci oricine poate să facă mesajul, nu e secret. Dar ce trebuie neapărat este ca Bob să verifice că mesajul ăsta chiar vine de la Alice și nu de la cineva. Nu a fost falsificat. Și acum, ca și în cazul anterior, el are posibilitatea să oprească toate mesajele, să taie canalul de comunicare dintre Alice și Bob. Nu putem preveni lucrul acesta. Dar ce trebuie să prevenim este ca Bob să nu creadă niciodată că un mesaj venit de la el este de la Alice. Poate când primește un mesaj de la Alice, trebuie să-l recunoască. Și când primește un mesaj care nu e de la Alice, să știe că nu e de la Alice. Ok. Și să fie valabil și sensibil. De exemplu, să primiți de la Bob la Alice. Deși, pentru că Shannon a demonstrat că nu poți să ai informații din nimic, nu poți să ai un protocol criptografic de nimic, din nimic, trebuie totuși să facem o presupunere și anume că Alice și Bob pornesc cu o cheie secretă comună. Spre deosebire de One Time Pad, cheia aceasta este de dimensiune fixă și poate să fie o cheie mică, deci nu trebuie să fie 5-10 cheie, dar ei trebuie să aibă cheia asta de la un început. Ok? Și cum ziceam, dimensiunea cheie nu depinde de